Federația Română de Volei a stabilit la finalul săptămânii programul pentru sezonul 2018-2019 din divizia A1 la volei masculin. Noul sezon va începe pe data de 13 octombrie 2018 și se va încheia pe 15 mai 2019. Volei Municipal Zalău va juca acasă primul meci în noul sezon competițional 2018-2019 cu Știința Explorării Baia Mare, partida fiind programată pe data de 13 octombrie 2018. În etapa a doua, Volei Municipal Zalău va juca în deplasare la Craiova, iar în etapa a șasea va primi vizita vicecampioanei Arcada Galați. În Cupa României sezonul 2018-2019, Volei Municipal Zalău va întâlni în sferturile de finală câștigătoarea dintre meciul Unirea Deș și Universitatea Cluj. Fiecare fază a competiției va avea doar o singură manșă. Meciurile se vor disputa pe terenul echipei mai slab cotate. Învingătoarea se va califica direct în faza finală a competiției.